Salutare, dragi rapidiști, și bun venit la emisiunea Sus pe Gard. Ce este Sus pe Gard? Așa cum spuneam, o emisiune despre suporteri, despre oamenii din tribună, despre brigăzi și despre ultraserie. De ce nu? Pentru că este un fenomen aparte în rândul galeriei rapidiste. Nu puteam începe decât cu prima brigadă înființată în galeria Rapidului. Vorbim despre bombardierii din Vitan. Astfel, mă simt înconjurat de ei, sunt alături de mine o parte dintre membrii galeriei bombardierii, nu mai sunt bombardierii din Vitan, sunt doar bombardierii, și vom sta de vorbă cu Petre de la Moară, liderul acestei brigăzi și omul care a pus fundațiile, să spunem, a primei brigăzi, poate de ce nu din fotbalul românesc. Petre, bun venit la Sus pe Gard! Mulțumesc pentru invitație! Și cu această ocazie vreau să salut și eu pe privitorii noștri. Spune-mi, brigada a fost înființată în 1998 și eu eram atunci chiar în conducerea Rapidului, îmi amintesc începuturile, dar aș vrea să știe și cei mai tineri, unii dintre cei tineri, chiar membrii ai brigăzii de acum, cum v-a venit ideea și de fapt a cui a fost ideea înființării unei brigăzi? Da. Inițial n-a fost ideea mea, alături de fratele meu Gigi, după cum ți-am spus și în revistă, am luat decizia să facem un grup. Bineînțeles că invitam în perioada aceea, erau foarte puțini rapidiști. Concluzia este că ne-am strâns, am luat decizia și într-o lună de zile am fost poate cea mai numeroasă brigadă din România, din punctul meu de vedere. Am fost aproximativ 200-250 de membri. Consider că într-o brigadă să fii 250 de membri e foarte mult. Galerii de tradiție nu au în deplasare un asemenea număr de persoane. Dar vreau să specific, pentru că ai spus că sunt liderul grupului. La început nu am fost singur, am fost alături de Gigi, alături de el până el a ajuns șef de galerie, am condus acest grup. Denumirea bombardierii a venit tot așa, pur și simplu. Am considerat că ne caracterizează pe noi, ne reprezintă acest nume și au luat în ființă grupul bombardierii. Am putea spune bombardierii că mai bombardați pe unul pe altul? Da. Știu că pe vremea aceea, în Vitan, dacă treceai printr-o anumită zonă și nu erai rapidist, nu era chiar bine. Da, asta după perioada bombardierii, când am luat în ființă, e adevărat. Tot ceea ce însemna Vitan era controlat și dominat de noi. Dar de unde termenul de brigadă? Lucian, asta nu a plecat neapărat de la grupul bombardierii. Brigadă sunt brigăzile europene, occidentale, care sunt brigăzi. Asta e denumirea de brigadă. Așa se numesc. Consider că nu neapărat de la noi a plecat termenul de brigadă. Așa se numește, așa este. Dar la vremea aceea tu și Gigi Corsicanu v-ați inspirat din vreun campionat anume, de la vreo galerie anume, dați înființat brigada? Nu, pentru că noi rapidiștii suntem uneci. Din punctul meu de vedere avem niște principii vis-a-vis de rapid sănătoase. Nu cred că aveam noi model de ca și suporte, pentru că noi suntem cei mai fanatici suporte din lume, din punctul meu de vedere, și originalii eram noi. Nu avea cum să ne luăm după alte galerii sau suporteri, pentru că, repet, suntem unici. Atunci, în 98, pe parcurs, și am putea spune și acum, membrii brigăzii sunt numai din Vitan, pentru că erați brigada bombardierii din Vitan. Da, așa lua ființă brigada bombardierii din Vitan, dar pe parcurs, având în vedere că am avut foarte multe brigăzii, eu, de exemplu, când Gigi a luat șefia galeriei, aveam 11 sau 12 ajutoare care erau și ei șefi la rândul lor pe anumite zone. Cum ar fi Sălăjean, Titan, Dristor, Baba Novac, Popești, Leordeni și așa mai departe. Și comunicam, era foarte greu să iau legătura cu 200 și ceva de oameni, tehnologia nu era chiar așa de avansată ca în momentul prezent și aveam decât telefoane. Recunosc că acești oameni m-au ajutat foarte mult să comunic cu ceilalți. Da, ei deveniseră membrii ai brigăzii. Bineînțeles, erau oamenii mei de încredere și erau, așa cum am spus,
pe brigăzi. Ăla răspundea de Titan, ăla de Sălăjean, ăla de partea aia, de partea aia. Eu coordonam totul, dar ei mă ajutau pe mine. Deci, practic, era o brigadă mai mare care avea proprii pui, să spunem așa. Bineînțeles. Păi asta ți-am spus. Dacă am avut 250 de membri, mi-era foarte greu să iau legătura cu 250. Și atunci am pus în fiecare zonă în care eu știam că vine un nucleu de rapidiști cu ei la bombardieri, l-am pus reprezentantul acelor persoane și ei erau ajutoarele mele. Spune de celor mai tineri, eu mi-amintesc, dar cum se pleca în forma organizată? Păi da, dar consider că asta o știe toată lumea. Plecam de la capăt din Vitan, sus pe mașini. Știu că se umpleau autobuzele alea. Da, două mașini, 223. Care nu mai opreau în nicio stație. Nicio stație, erau ale noastre, să zic așa. De foarte multe ori șoferii, cunoscându-ne atâția ani de zile pe traseul ăla, ne lăsa în fața stadionului Giulești. A fost un fenomen ce s-a întâmplat în perioada aia. Fascinante deplasările acelea în București, vorbim cu acele autobuze fluturând steagurile Rapidului și claxonând permanent. Da, a fost o perioadă extraordinară a grupului și a galeriei în general, pentru că, până la urma urmei, scopul nostru principal era să fim alături de Rapid. Da, da, da. Spune, un simplu suporter din tribună își dorește să devină membru al unei brigăzi sau, în cazul de față, al brigăzii bombardierii. Ce ar trebui să facă? Da. O întrebare foarte grea din punctul meu de vedere, având în vedere că la început, după cum am spus, am fost foarte, foarte mulți. Acum, pe parcursul timpului mi-am schimbat principiile, având în vedere că bombardierii au devenit, din toate punctele de vedere, o familie. Și nu o gașcă. Una e să vii la Rapid, sau, eu știu, în mod special la Rapid, din pasiune, și una e să vii de la anturaj. Din punctul meu de vedere, consider strict că grupul bombardierii s-a creat o mare familie și e foarte greu ca cineva să intre, să adere la brigada noastră, numai să-l cunoaștem, să stea pe lângă noi foarte mult timp. Sunt niște legi nescrise ale grupurilor și în mod special al nostru, care nu primim oricine și oricum. Adică, practic, voi cooptați un nou membru, nu el vine singur și se propune? Nu, el poate să vină să se propună, dar, repet, el trebuie să aibă niște calități. În primul rând, ca și rapidist, să avem foarte mult timp, pentru că, repet, noi suntem o familie și ne dedicăm în totalitate viața noastră Rapidului, în mod special. Și atunci copiii din generația de astăzi nu mai sunt atât de receptivi, dacă vrei, la aceste lucruri și e foarte greu să accept pe cineva care nu are principiile grupului. Și cum mă refer la principiul grupului, mă refer la tradiție. Deci, la anul facem 25 de ani. Imaginează-ți că au trecut prin mâna mea foarte, foarte mulți copii pe care am crescut. Și, după cum vezi, suntem îmbrăcați în vișiniu, nu suntem adepții culorei negre, nu suntem, suntem rapidiști pur sânge și așa vrem să transmitem și noi mai departe la rândul nostru. Vișiniul e sfânt. Bineînțeles. Da, pentru că vorbeai de niște principii. Spune, brigăzile în general, sau în cazul de față, brigada bombardierii, are un statut propriu, se ghidează, se coordonează după anumite reguli ale brigăzii? Da, avem niște principii, care principiile au legătură în mod special cu implicarea și cu Rapid, bineînțeles. Cum este ales liderul unei brigăzi? Și dacă în timp liderii se schimbă? Lucică, asta nu pot să răspund, că la noi liderul a fost și membru fondator alături de Gigi Corsicanu. Recunosc că a fost o perioadă a vieții mele care am vrut să renunț. Tot datorită faptului că oameni, nu mai găseam oameni cu principii, oameni adevărați care credeam eu la momentul respectiv. S-a încăpățânat, că după cum știi, eu am un băiat care și el e foarte implicat la grup și de fapt el acum se ocupă într-un proces foarte mare de grup
și alături de el iau deciziile. Suntem mai mulți care luăm, dar el se implică. Practic te-a moștenit și îți urmează drumul. Și îți dai seama că el fiind atât lângă mine, are aceleași principii și valori și... Na, el a vrut să ducă povestea asta frumoasă mai departe și atunci n-am putut să las singur, având în vedere că am și eu un punct de vedere și un nume, că l-am creat pe merite și pe atâta și pe atâta tu de arută de rapid și na, sunt în continuare alături de el. De ce mai sunt reprezentantul grupului? Pentru că consider că până în momentul de față nu este destul de matur și de copt încât să fie liderul pe deplin al grupului. Dar încă îl crești, îl formezi. E destul de mare. Numai că este foarte ok din punctul meu de vedere care el să ducă 100%, să poată să ducă 100% povestea asta frumoasă mai departe. Dar viața de familie ți-a fost afectată? Bineînțeles. Ținând cont că trebuie să-ți dedici o mare parte din timp. Deci, păi nu știu, că după cum ți-am spus, nu știu dacă eu am fost prezent la ziua lui Mari de 3-4. Păi că n-am putut să fiu. Nu e simplu să fii liderul unei grupări, mai ales a unui grup ca și Bombardierii. Nu este ușor deloc. Am sacrificat familia în primul rând, dar dacă ar fi să o de la început, n-aș renunța la nimic, pentru că asta e viața mea, sunt și eu și toți băieții, sunt convins că simt la fel ca mine, suntem totul pentru Rapid. Sacrificiile sunt normale pentru un suporter adevărat, noi suntem suporteri de peluză, suntem galeriști, noi nu suntem facebookari sau eu știu ce, sau noi suntem pasionați din toate punctele de vedere. Și ca o concluzie finală, da, familia a avut de suferit, sunt deciziile vieții, sunt asumate, suntem oameni asumați. Da. Spune-mi, în cei 24 de ani, cam ce membri marcanți au trecut prin această brigadă? Oameni al căror nume a rămas întipărit, pentru că probabil că aveți și voi, cum s-ar spune, cartea de aur a brigăzii. Da. Păi, Luci, ar fi nedrept să dau câteva nume, sunt foarte mulți oameni. Ca să-ți răspund la întrebare într-un mod politicos, dacă ar trebui să mă uit mâine în peluză și în momentul de față, oameni care sunt pe la brigăzi, diferite brigăzi, nu le dau numele, sunt oameni crescuți din mine, trecuți prin mâna mea. Datorită valorilor, principiilor, mentalității, nu ne-am mai mers pe aceeași gândire și ne-am despărțit, dar noi am rămas frați pentru Rapid. Întrebarea a fost dacă au trecut foarte mulți. Deci, consider că nu știu dacă sunt 3-4 brigăzi în peluză care n-au cât un membru, 2-3-5 care au fost pe la Bombardier. Da, întrebarea mea a vizat de fapt și un nume al unui om care ți-a fost și ție foarte drag și mie, când vorbim de Nicu Corsicanu, Nenea. Da. Om și de la care și eu am învățat foarte multe ca suporter, pentru că și eu am crescut în tribună și pentru mine a fost un mentor. După cum tu știi că tu ești familia noastră, Gigi este fratele meu și e și de vârstă cu mine. Nenea, Dumnezeu să-l ierte, ne-a crescut pe amândoi. Dacă mă întreb pe mine, cel mai mare rapidist pe care l-am întâlnit în viața mea, și nu o spun pentru că m-a crescut pe mine sau pe Gigi sau un om, un rapidist enorm, un idol din toate punctele de vedere pentru tot ceea ce înseamnă Rapid. Și dacă m-ai întrebat mai devreme de sacrificii, de la omul ăla am învățat ce înseamnă cu adevărat Rapidul și ce înseamnă să faci sacrificii. Din păcate, viața e nedreaptă, el nu mai este printre noi, pentru noi va fi mereu, va rămâne, îl vom iubi mereu. Vreau să spun că și la începutul începutului are legătură cu înființarea grupului și el a fost alături de noi. El era mai generalist, așa, nu avea mod special de a face cu un anumit grup. El iubea tot ceea ce înseamnă rapidiști. Pentru el Rapidul și rapidiști erau mai mult decât propria lui familie. Și cu asta spune tot. De asta nu l-am specificat de la început că a avut o arecoare, dar moral și sentimental el a fost alături de mici, de Gigi, la toate deciziile care le-am luat vis-a-vis de grup, la începutul începutului.
Spune-mi, vă vedem în peluză, pentru că voi brigăzile formați Marea Familie și Marea Galerie a Rapidului. Dar dincolo de cele 90 de minute ale meciului, în ce constă activitatea brigăzii voastre înainte de meci, în timpul săptămânii și așa mai departe, în contextul în care știm foarte bine toți membrii brigăzii în viața de zi cu zi sunt oameni simpli care au un serviciu, să duc la job, să duc la școală, își câștigă pâinea și așa mai departe. Dar când se dedică strict meciului, care e activitatea lor? Deci că, după cum ți-am spus, având în vedere că le cer implicare maximă, în cursul săptămânii, oarecum ei se implică în viața lor de familie. Asta nu înseamnă că noi, repet, noi suntem o familie, noi comunicăm zilnic. Unii dintre noi stăm într-o zonă în care suntem împreună, ceilalți comunicăm prin alea, întâlniri sunt. Dar e normal să-și dedice timp și familiei și atunci ne întâlnim cu câteva ore înainte de meci, eu știu, mâncăm un mic, bem o bere, ne organizăm, avem ședințe care discutăm, avem proiecte care de asemenea le discutăm și cam asta este. Coreografiile sunt construite de fiecare brigadă sau vă sfătuiți la nivel de galerie și le creați? Nu, aici sarcina îi revine liderului de galerie. El vine cu o propunere, care acea propunere poate să fie chiar și de la grupul nostru sau se votează o propunere și atunci toate grupurile se implică să ajute la cea. Grupul în sine, bombardierii, dacă poate să facă o coreografie, o face la aniversare. Îmi face, eu știu, 20 de ani, 30 de ani și așa mai departe. Dar liderul galeriei vine cu propunerea, decizia. Asta îi aparține lui în totalitate, vis-a-vis. Din câte știu, există în București un număr de 12 sau 13 brigăzi cu propriile însemne, cu propriile principii, evident sub umbrela Galeriei Rapidului. Îmi poți spune, există o rivalitate, păstrând ghilimelele de rigoare, o rivalitate între brigăzi? Da, ca să fiu sincer, există o rivalitate pozitivă. Bineînțeles. Pentru că întotdeauna când vezi un lucru bun, un lucru ok, un lucru care are legătură cu familia Rapid, ce ok, e normal ca și tu să-ți dorești să fii la fel de bun. Acum, asta de ține și de asta vine de principii, nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Unii probabil care se numesc, nu știu cum, să dau un exemplu că îmi vine în minte acum și de frații de la Alcoolica, probabil că ei reprezintă acest nume. Așa cum ți-am spus, de grupul nostru, că ne reprezintă bombardierii. Și exemplele pot continua. Dar da, există, din punctul meu de vedere, o rivalitate, dar pozitivă și benefică pentru tot ceea ce înseamnă Peluza Nord și, în ultimul, pentru Rapid, care e cel mai important. Da, corect. Au fost acele evenimente la Târgu Jiu, când un, să zicem, fan al Craiovei, deghizat în fotoreporter, a încercat să smulgă, să fure un steag din Galeria Rapidului. Ce înseamnă steagul sau bannerul de gard pentru o brigadă? Da. O întrebare puțin dificilă. E clar că steagul te reprezintă pe tine. De-aia e și grup, brigadă. Și atunci când cineva îți atacă steagul, îți atacă familia. Că familia se poate numi bombardierii sau o altă brigadă, este numele tău un joc. Tu atunci când pui steagul pe gard, reprezinți tot ce înseamnă Rapid. Și atunci e vorba de principiile tale, de valorile tale, de demnitatea ta ca grup. Și acum tu știi, dacă cineva ți-a luat steagul, te-ai nenorocit, te-ai desfințat. Este adevărat că se poate ajunge la desfințare? Bine, pe nu, e clar, desfințare, cum? Dar vreau să fac o mică paranteză care, cred că îmi permis să spun chestia asta, având în vedere că conduc și eu un grup de vreo 25 de ani. Acum s-a creat nebunia asta cu capturarea sau cu aia. S-a întâmplat și îmi cer scuze față de un grup pe care eu țin foarte mult de la ei, de la noi, de pe rost, nu o să le dau numele, care s-au desfințat acum
foarte puțin timp în urmă, tot datorită faptului că le-au luat steagul. Dar cum le-au luat steagul? Îl aștepta pe reprezentantul grupului și pe doamna lui, gravidă, în fața blocului 5-5 și a sărit pe el și i-a luat bannerul. Consider că asta e o josniție, o mizerie. Nu consider că asta ești ultra sau că ești băiat sau că ai calități de suporter când faci o asemenea mizerie. Ok, mă prinzi la metro, mă aștepți pe drum, îmi faci manevră pe drum, ești băiat, ești pe stradă, faci în bătaie și mă capturezi, e ok. E ok, mă predau. Dacă reușești, cu noi nu o să reușească nimeni niciodată. Dar ca să aștepți un om în fața blocului, să-l atași când e cu doamna lui și însărcinată, consider că e un act de lacitate. Asta pentru mine, eu, dacă ar fi să respectăm legile bunului simț și al normalității, grupul ăla nici ar fi trebuit să fie, eu știu, desfințat. Dacă ar fi după mine. Dar respectând legile ultrasării, astea sunt normele și trebuie să ne supărăm. Și deci chiar s-a desfințat grupul de da. Nu vreau eu să-i dau numele. E un grup drag mie, niște oameni extraordinari care au fost implicați la Rapid atâția și atâția ani de zile și nu mi se pare normal să fii atacat, repet, când ești cu doamna, cu soția, dă niște mărșavi. Apropo, sunt momente în care vreo brigadă contestă unele decizii ale liderului de galerie? Lucică, nu, e mult spus contestă. Sau toată lumea se sfătuiește și se ajunge la un... Liderul de galerie, tot ce înseamnă de organizare, pentru că de-aia l-am pus acolo, asta înseamnă că avem încredere în el. El poate să ia și decizia el personal. În cazul nostru, pentru că există o mare familie între reprezentantul Peluzei Nord, respectiv liderul de galerie și reprezentantul grupurilor, nu cred că a fost luată vreo discuție în contradictoriu, păreri pro și contra vor fi mereu. Dar decizia finală am luat o majoritate. Și bineînțeles că el, na, fiind lider... Îl simțiți atașat de voi, eu știu cum face în deplasări și cum vrea ca toată lumea să se simtă bine. A avut și o vorbă care mi-a... că a ieșit soarele afară, eu nu dau căldură la nimeni, tu știi cum mă cunoști, ascultă-mă. Bocciu are în momentul de față poate cel mai mare merit pentru tot ceea ce se întâmplă la galerie. A avut inteligența necesară ca să, repet, să ține reprezentanții grupurilor, respectiv grupurile lângă el. A făcut o mare familie Peluza Nord. Să nu uităm că e foarte important de specificat lucrul ăsta. Că în momentul în care Bocciu, din punctul meu de vedere, a fost poate cel mai chinuit șef de galerie. Și repet încă o dată, nu fac să perii pe nimeni, că cine mă cunoaște știe că eu n-am asta de perie. Eu sunt bărbat din toate punctele de vedere. Dar trebuie să dăm cezarul ce e cezarul. Bocciu a plecat cu un grup de 100 de inci, 200 de inci la drum și acum avem câteva mii în Peluză și încă câteva mii în țară. Și îi se datorează și lui acest lucru. E adevărat că fără noi reprezentanții și oamenii care am fost lângă el, n-ar fi reușit. Dar prin atitudinea lui, corectă față de noi, față de Rapid și sacrificiile pe care le-a văzut și eu unul personal le cunosc, am ajuns din nou cea mai puternică familie din România în calitate de, la nivel de suporteri. Mie mi-a plăcut la el un lucru și la fel o spun fără să perii că n-am niciun interes, dar a avut o expresie care mi-a intrat la suflet. A zis că pentru el sunt la fel și cei îngeși de piele și cei cu saharienele peticite. Adică el nu face o diferențiere între ăla care e mai cu bani, cu o stare ca lumea și ăla care e mai sărman. Păi da, dacă îți răspund, acum de-aia am și zâmbit, pentru că el face o parte din generația care ne-a crescut nenicul, repet. Din păcate, atunci erau timpurile cum erau. Rapidiști erau amărâți, mergeam pe trenuri în deplasări, cu o bucățică de brânză, cu un covrig, eu știu, plecam în deplasări, n-aveam bani, da. Acum sunt Adidas de firmă, Geci de firmă, Șepci de firmă, fenomenul ultras, într-o oarecare măsură, are și legătură cu cum te îmbraci, stai că ăsta e mai amărâșcean, îl dăm la o parte și cu tare nu. Noi facem parte din vechea gardă, noi iubim tot ceea ce înseamnă Rapid și atunci nu contează că ai Adidas și de 30 de lei sau de 17 milioane sau
ce mașină ai sau cutare. Te întreb, eu am prins la tribuna a doua Motorola la cutie pe care o poșteam 2 inși, că n-aveam bani decât de o cutie de aia mică. Și într-o zi a trecut unul în fugă, așteptam să începe meciul și după aia să înceapă meciul și după aia să bem Motorola și a trecut unul, ne-a călcat cutia și s-a dus direct. Și n-am mai avut bani de alta. De-aia zic că sunt niște diferențe. Am crescut, el a crescut într-o generație care am avut, poate am preluat și noi de la moștii sacri, care tu-i cunoști din trecut la nivel de suporteri, și atunci noi am rămas cu valorile alea sănătoase și nu contează pentru noi cum te îmbraci, contează ceea ce simți, ce ești ca și rapidist. Corect. Cum spunea și Pitiș, nu, care e modelul nostru. Nu contează cât de lung am părul, nu? Și e foarte important de spus un lucru, apropo de îmbrăcăminte și de culoare și de... Vezi, suporteri în general iau numai modelele negative. Sunt foarte puțini, sunt foarte puține facțiuni de suporteri în lume importante, zic eu, care se îmbracă negru. Exemplu, în Anglia, da, de mama fotbalului, din toate punctele de vedere, zic eu, suporterii se îmbrac numai în culorile clubului respectiv. Uitați-vă ce se întâmplă la Dortmund, la Barcelona, la Real Madrid, poate cele mai titrate echipe de fotbal din lume, la Bayern și așa mai departe. Sunt câteva zone ale Europei, eu știu, care sunt niște... au luat amploare niște fenomene care, din punctul meu de vedere, sunt greșite. Ca să faci o peluză îmbrăcată în negru, când culoarea ta de bază e albastru, vișiniu în cazul nostru, aia sau aia, mi se pare că te abați un pic de la valorile... Până la urmă, culoarea te și reprezintă. Asta spun și atunci... Ce să vorbim despre? Ce să vorbim? Iarăși că vorbim de timpurile trecute. Păi și pentru mine vișiniul era o obsesie. Atât la meci, cât și din, în viața de zi cu zi. Se purtau, dacă ți-amintești, jambierele alea cu dungi, că le purtai pe stradă. Am avut, da. Păi pentru mine era o mândrie să merg la școală cu jambierele alea. Dar era vișiniul. Bineînțeles, despre asta vorbim. Pentru că noi facem parte dintr-o generație în care, atâta cât am prins... și pe Republici, și pe alea, și pe alea. Deci noi n-am avut atât, n-am conceput ca să se îmbrace unul de lângă noi, negru, eu știu, pentru că nu e ok, din punctul meu de vedere. Și de asta spun că e foarte greu să ajungi la bombardier, pentru că avem niște principii care le-am preluat de la cei dinaintea noastră care ne-au crescut și atunci, la bombardier, cel puțin când o să zic eu, ca să fie o concluzie finală, nu o să fie membrii îmbrăcați în negru, că nu o să fie. Foarte bine. Spune-mi, te rog, vorbisem de deplasările la meci din București, când se mergea cu autobuzul 123. Cum sunt acum deplasările în provincie? Sper să vină vremea cât de curând să vă întreb cum sunt deplasările în Europa. Dar, momentan, hai să ne referim la provincie. Din punctul ăsta de vedere nu s-au schimbat, cel puțin la bombardier, nu s-au schimbat foarte mult, multe lucruri. Noi, de când suntem noi, ne strângem și plecăm în deplasare organizat. Inclusiv pe Giulești, noi nu plecăm fiecare. A, că se mai întâmplă, unul, doi, vine de la job direct. Da, s-a mai întâmplat, dar ca principiu e obligație normală, e printre primele 5, ești lângă grup. Pentru așa cum am spus, e vorba despre familia noastră, despre prietenie, despre tot ceea ce înseamnă grupul. Mai discutăm, mai punem în discuție anumite lucruri, neajunsuri și mai departe. Mai bem o bere, alții 10. Depinde de fiecare cât duce. Petre, vorbim și o emisiune dedicată ultraseriei. Nu stăm să ne ascundem după degete, nu stăm să ne ferim. De-a lungul timpului ați participat la lupte, lupte fără ghilimele, lupte adevărate? Da. Vrei să spun varianta adevărată sau? Absolut, e varianta adevărată. Deci, hai să-ți dau un exemplu. Dacă ți-amintești că tu ești vechi în club, aici, în perioada imediat după 98, cred că 99-2000, au fost niște evenimente pe la... ca nivel de ultraserie bune, ca nivel de grup greșite, că am avut arestați.
Noi cred că suntem primul grup din România care am avut în perioada aceea arestați pentru bătăi pe stradă. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la Gogălnicianu, când am răsturnat troleibuze și așa, și am avut din 100 și ceva de membri, am avut 9 membri arestați, printre care 3 cu 29 de zile mandate. Deci noi suntem copți de astea. E adevărat că lucrurile s-au schimbat. Acum și ești foarte greu să mai faci de asta, nici nu mai ne dorim. Dacă ar fi după mine, ar fi mai puțin plăcute pentru copii, că îi protejez pe ei. Dar astea vor fi, au fost și nu vor muri niciodată incidentele între suporteri. Păi vorbeam ceva mai devreme de Anglia. Acolo știu că sunt sau erau lupte într-o formă organizată. Nu, dar vreau să spun ceva din punctul meu de vedere extrem de important. Acum se poartă care mai de care sunt băieți pe Facebook și bătăuși. Am vrut să specific și să dau exemplu cu 99-2000, pentru că sunt foarte mulți ani de atunci. Ăștia care vor acum bătăi, copiii ăștia după la rivalii noștri, că noi nu avem rivali, noi suntem unici. Noi, e greu, din toate punctele de vedere cu noi, vorbesc așa de caftele, exemplu cu băieții, tot îmbrăcați în negru, care l-a bătut pe ăla cu nevastă să se ia banner. Deci noi cu ăștia avem de-a face acum, nu mai sunt bărbați adevărați. Că dacă vor să se bată sau să ne bată, mai bine zis, dacă pot, știu unde să ne găsească. E foarte greu. Iar ca să faci o bătaie și la urmă să fugi în circă târâș și să scrii 4 pagini, iară nu mai e... A, bătăuși de tastatură. Da. Și atunci ei se rezumă să fură o cârpă, să bată o gravidă, să dea cu piciorul un gard la meci, când sunt înconjurat de jandarmi să aduce cu torțe. Cam la asta se rezumă acum bătăile pe stadioane. Dar din punctul tău de vedere sau al brigăzii pe care o conduci, cei mai mari, hai să nu folosesc termenul dușmani, aș rămâne tot la rival sau adversari, hai să fiu, un termen mai moale, mă refer nu la echipe, la cei din tribune, care ar fi? O să-l supăr pe un prieten de-al meu, pe care cunoști și tu, nu dau nume, Cercetaș, fratele meu de viață, o să spun că, și vin și cu argumente, o să te surprindă, nu Steaua și Dinamo, pentru că în copilăria mea, când noi eram ciumeși prin București, ei nu aveau galerii. Deci, dacă mă întreb pe mine, în perioada 90, și în 98, dar după 90, să spun, după Revoluție, Galeria Rapidului și procura bilete de Ștefan cel Mare de la Casa de Bilete, până prin 96-97, dacă mă amintesc eu cu exactitate, și noi nu plecam organizați. Deci noi ne strângeam la eroilor, plecam în Ștefan cel Mare sau în Giulești, sau în Ghencea, nu ne strângeam la Giulești, iar noi nu luam bilete de acolo. Când ajungea Galeria Rapidului, se dădeau cetățenii la o parte, noi nu luam bilete. Ceea ce acum nu mai se întâmplă, că a venit băiatul ăla care a fost pe la Steaua, care nu-i dau numele, că îi dau valoare, și a venit aici cu 150.000 de dube pentru prima oară în Giulești, în 96 sau 97, dacă nu mă înșel. A, nu, mint, 2000 și ceva, cred că. Așa? Și de atunci s-a făcut un pact. Știi cine l-a făcut? Dumnezeu să-l ierte, regretatul Geamgeu, în care li s-au permis să vină și ei pe Giulești. Mă refer la oile alea din Ghencea. Păi nici Dinamo nu călcau, înainte de Revoluție cel puțin, doar Craiova și Timișoara veneau în formă organizată. Bun, și aici să vorbim pe argumente. Și atunci ce rival poate să fie Steaua și Dinamo cu mine, când copilăria mea nu i-am putut? Dar eu nu am zis că ei sunt rivali, te întrebam de tine. Păi, și atunci să vin și spun, am încercat să fac niște argumente. Am făcut cafteli pe la Ploiești, am făcut pe la Craiova, am făcut pe la Brașov cafteli cu suporterii. Dar pe Steaua și pe Dinamo să mă ierte Dumnezeu. Sau să înțeleg că ei s-au înființat după 90, că ei galerie. Aduți aminte că noi aveam galerie pe Ghencea la tribuna a doua, eram 7.000, iar ei erau acolo unde erau cu soldații aia, era marină la care ce-a pierdut nasul pe la gară, tot un rapidist, așa, asta e altă discuție, și aveam un sector așa acolo, cu soldați, și strigau și ei, stia, un cântec, stia, bă, și aplaudau. Dinamo, cu Nicu Galerie, un
scos card de meserie. Care s-a dat și mor de câteva ori. Da, și-a luat coroană, i-a luat aia coroană, l-a strângea bandă, coștiuc de cutare. Ce ultraserie să facă ăștia cu noi vreodată în viața lor? Ce ciumă găneală să fac? A, că au mai prins pe la pot, pe la gram, pe aici o gravidă, repet, un copil și cu aia. Dar brigăzi sănătoase de la Rapid din aia n-are cum să bată, că n-au cum. Că e ciumăgim din toate punctele de vedere. Și deci care sunt de fapt rivalii? Echipele, din punctul meu de vedere, echipele de tradiție, repet, Petrolul, Universitatea Craiova, Brașov, poate o mai fi, nu mi-amintesc acum, dar cam astea au fost, pentru că cu ăștia ne băteam în copilăria mea. Eu când aveam 11 ani și 10 ani, 11 ani și asta e acum vreo 38 de ani, iartă-mă pe mine, ăștia nu existau. Eu n-am văzut galerie pe Giulești. În schimb, am văzut niște faceri mare, mii de rapidiști, în Ghencea, mii de rapidiști, pe Giulești eu n-am văzut. Repet, am văzut după 96-97, numai că sunt bătrân, nu mai țin minte, când a făcut acel pact Giamgiu, regretatul Giamgiu, repet încă o dată, cu cei de la Steaua. Și au venit înconjurați de 6.000 de dube și mari leici erau pe aici. Atât. Ce galerie a avut Steaua, ce galerie a avut Dinamo? Și o paranteză. Și să-i mai ajute Dumnezeu să mai stea vreo 3-4 ani pe unde sunt. Și pe aia și pe aia. Să vedem ce suportăm noi peste 5 ani. Păi noi am trecut de mai multe ori prin purgatoriu, să stea și ei pe acolo. Păi nu, dar noi am trecut și am revenit. Cum a zis, tot regretat Giamgiu. Am căzut, ne-am ridicat, dar întotdeauna am fost unici și o familie. Corect? Corect. Să-i vedem pe ei dacă mai poți să se ridice. Știi că din 47 încoace este primul campionat fără cele două departamentale. Păi dacă s-au născut în Liga 1, cum să, Lucică? Cum să fie fără ei? S-au născut în Liga 1, au avut de-aia de la Ceaușescu. S-au născut cu forcepsul și pe tank. Pe tank. În fine, hai că le dăm valoare vorbind de corect, corect. Nu, dar era importantă paranteza asta. Rival, ce rival? Scuză-mă, da, pentru copiii care sunt în grupul meu acum, pentru copiii din peluză care cresc, pentru generația de rapidiști care vin din urmă, poate să fie rivali. Dar pentru generația mea, care i-am bătut pe toate bombele, pe toate restaurantele din București, ne țineau pe la cosice paharele de pe geam așa, îi puneam să țină tobele, dădeam peste degete. Ce mardoi a fost aia pentru noi? Ăștia care sunt lideri pe la Dinamo și pe la Steaua, au fost frapierile noastre. Și nu sunt lipsit de modestie, poveștile astea poate să le confirme încă 1000 de rapidiști, da? Că, cu scuzele de rigoare și de aici și cântecul, uite frapierele. Deci, așa că... Spune-mi, te rog, din punctul de... Tocmai ne amuzam, din punctul de vedere al brigăzii bombardierii, care ar fi cea mai frumoasă amintire pe care o păstrezi așa în cei 24 de ani de existență? Doar că sunt foarte multe. Dar trebuie să fie ceva care a rămas în... Și apropo, cred că ar trebui să aveți printre voi un băiețaș care pe un laptop sau într-un caiet să treacă amintirile și să aveți și voi propria istorie, pentru că doar prin viu grai se ușor, ușor lucrurile se disipează și se uită. Hai să le dăm în ordine. Întrebarea era că... Care este cea mai frumoasă amintire? Lucică, în capul meu acum sunt foarte, foarte multe amintiri. În general despre Rapid, frumoase, extraordinare, pentru că aici e cel mai frumos loc după pământ pentru noi. Și nu știu, n-aș putea să spun de o zi bucuroasă, când pentru noi Rapidul e Revelionul, Crăciunul, Paștele, cele mai frumoase sărbători. Consider că, din punctul meu de vedere, și mi-ar place să cred că toți rapidiștii sunt la sentimentul meu, și mai ales băieții pe care eu îi reprezint, Rapidul e stare de spirit, Rapidul înseamnă viața. Pentru noi nu poate să existe familie fără Rapid. Noi, dacă vrei tu, facem nunțile după Rapid, noi petrecem zilele onomastice ale familiei, ale copilor, ale doamnelor după Rapid. Eu, exemplu, dacă e ziua nevastă mea și joacă Rapid, își mănâncă tortul singură. Și nu sunt să mă dau mare. Și sunt convins că sunt mii de rapidiști ca mine. Multe nevesti au rămas cu tortul pe masă. Da.
Mai avem și câțiva când e ziua lui soacră-sa, exemplu, el se duce în ziua lui soacră-sa, că nu există pădure fără uscături. Dar rapidiștii adevărați, bineînțeles, logic, rapidiștii adevărați, din fiecare meci, începând în Liga 4 până în cupele europene, e o sărbătoare. Nu cred că e un moment mai frumos ca altul. Pentru mine, cel puțin, și mi-ar place să cred că pentru toți rapidiștii, tot ceea ce înseamnă rapid o sărbătoare. Da, frumos spus. Vorbim de sărbătoare, ne gândim la cântece. Suntem singura galerie, cred că, din lume, fără să exagerez, care 90 de minute putem cânta fără să repetăm un cântecel. Ce cântec îl ai cel mai mult la inimă din repertoriul galeriei? Iar o întrebare nu grea. M-ai întrebat acum, eu am 10 copii și m-ai întrebat pe care îl iubesc cel mai mult. Repet, când este vorba despre tot ceea ce înseamnă rapid, orice, sunt cele mai frumoase cântece din lume. De la cântecul numărul 1, de la cântecele pe care le inventam noi pe trenuri în perioada până în Revoluție, când eram copil, alături de moșii sacri ale suporterilor, că cântecele, tot ceea ce se cântă acum, au fost pe trenuri, în deplasări compuse, pe hârtie, pe tobă, cu primul toboșar mai cunoscut așa, Partizanul, Dumnezeu să-l ierte, la om au fost mulți alții Tigaie și așa mai departe, la om mulți. Și cu toba, pa, se compuneau cântece. Și nu pot să spun că e unul cel mai frumos, că toate sunt superbe, toate ne face viața frumoasă și atunci, iară nu pot să spun că ăla e mai frumos ca celălalt. Referitor la faptul că nu se cântă 90 de minute același cântă, îi se datorează și lui Bocciu. Iară îi dau o bilă albă pentru că are talentul ăsta. Ai văzut în nebunia unui derby, unui meci cu ce s-a întâmplat la Craiova acum, nebunia aia și așa mai departe, mai te timorezi, mai uite, el are talentul ăsta și e celebrat din punctul ăsta de vedere și pentru asta tot respect. Am înțeles. Întorcându-ne un pic, mi-amintesc când aveați, hai să spunem, cândva un fel de sediu într-un restaurant din Vitan. Erați vizitați de anumiți jucători și nu mă feresc să pronunț numele lui Constantinovici, lui Șumudică, erau și alții. Ce relație aveți acum cu jucătorii? Când spun relații, nu știu, chestii mai apropiate, mai de atașament. Da. E adevărat că în fiecare grup, cred că există un jucător care are grupul respectiv o anumită afinitate pentru el. În istorie au fost foarte mulți jucători pe care ne-au vizitat la o zi onomastica grupului, eu știu, la o petrecere, dar iar e foarte greu că sunt foarte mulți jucători pe care noi din trecut, de la începuturi, pe care noi iubim. E adevărat că venea și o Mudică, a fost Constantinovici, veneai tu. Mă refer la jucători, eu făceam parte dintre suporteri. Okay. Chiar și din staff. Și așa mai departe. A fost Răzvan Lucescu, deci foarte mulți. După la urmă, generația care a urmat după ei, cu Pancu și așa mai departe. Ideea este că, ai văzut, acum se poartă asta cu ăla e mai mare ca ăla, pe ăla iubim mai mult, datorită faptul că fostele legende la nivel de jucători au oarecum puncte de vedere diferite, oarecum au împărțit și suporterii. Dar e clar un lucru, că noi iubim pe toți. Și dacă jucătorii, că e foarte important asta, ar fi ca noi, mai uniți, ar fi... Da, am fi invincibili, asta e clar. Petre, ne-am apropiat de sfârșit. A fost o plăcere să te am partener de dialog pe tine și pe băieții din brigadă. A fost prima ediție din Sus pe Gard și promit că vor urma și altele. În general, la finalul unui interviu rapidistic, jucătorul este rugat să transmită un mesaj către suporteri. E, acum te rog pe tine, în numele brigăzii, să transmiți un mesaj către jucători. Da. Mesajul e foarte simplu.
Noi suntem aici pentru ei. Când spun ei, mă refer la tot ceea ce înseamnă jucători, conducători, tot ce înseamnă Rapid pentru scaunele astea, pentru tot ceea ce înseamnă Rapid. E adevărat că de multe ori ne simțim trădați de atitudinea lor din teren. E adevărat, foarte adevărat, că ne dorim de multe ori mai mult de la ei. Mesajul ar fi să se gândească că cum noi petrecem câte 10-12 ore într-un tren și la mod de la gara mergem la stadion, poate mâncați, poate ne mâncați, că nu toți avem posibilități financiare extraordinare și este foarte greu și plus că mai lași și pe cei de acasă cu neajunsuri, poate unii dintre noi. Ideea este că face foarte multe sacrificii, în primul rând familiare. Și atunci ei trebuie să se gândească că când intri acolo, în groapa cu lei, trebuie să dai totul. Dacă dai totul, indiferent cât va arăta tabela, noi vom pleca mulțumiți. Pentru că ăsta e spiritul Rapidului, așa am crescut și probabil că așa voi muri. Determinarea, ambiția și pasiunea unui jucător e transmisă de tribună. Noi, la nivel de pasiune, suntem în Champions League. Dacă și ei ar fi cel puțin în Cupa UEFA, tot la nivel de pasiune și la atitudine din teren, am fi cei mai puternici pe planetă. Cam astea sunt regulile. Adică, de multe ori simțim prea... E nedrept să spun, dar nu implicați 100%. Știi că pe timpul nostru se zicea o bară frumoasă decât un gol urât. Acum generații s-au schimbat, copiii vor performanță, vor... Apropo că m-ai întrebat de chestia asta, dacă mă întreb pe mine că trebuie să spun asta, sper să o dai. Mie jocul echipei acum nu-mi place. Mă cer cu toți rapidiștii din generația mea, sau cu o mare parte. Mie nu-mi place. Din punctul meu de vedere, ăsta nu e Rapidul pe care eu îl iubesc. Și de ce spun asta? Băi, frate, trăiesc prea... Mă, când dai de o echipă puternică și îți face probleme, e ok. Păi, dar să trăiesc pe Giulești cu atmosfera asta, cu ce se întâmplă aici, toată nebunia asta. E o nebunie totală, pozitivă. Și să din minutul 35 să plimb mingea stânga-dreapta, ai posesie, ok. Ne pricepe și noi. Atât ți-am păstat eu, da? Atât. Și să... dai gol în minutul 90, e prea mult pentru inima mea. Adică, mă, tu înțelegi ce vreau să spun. Da, adică... Pentru noi vorbește și locul din clasament, care... Din păcate... Contrazice un pic estetic. Pe asta spun, am și specificat. Aș fi nebun să nu îmi placă locul din clasament. Chiar că aș fi penibil. Dar dacă mă întreb de jocul echipei, nu mă satisface. Din niciun punct de vedere. 1-0, 1-0. Băi, Mutule, ok, ai fost în Italia. Să ne ierte Dumnezeu, dar noi suntem Rapid. Aici, în Giulești, vrem să facem și noi spectacol cu Cluj și cu Bioveni. Nu? Eu nu uit însă că în 85 țineam un buletin, clasamentul decupat din ziar, în care Rapid ocupa locul 8. Dar pentru mine era ceva wow. Păi nu-ți amintești cântecele cu Sanie, cu Zugălăi, vreo lumea, nu vă jucam unul EFA și locul 7 jucam, știu, dar... De vrea lumea, de nu vrea, Rapid a rămas în... Păi bine, Luci, și dacă eu cu tine am prins timpurile alea, veți vedea Rapid într-una aici la tribuna copiilor, tribuna de fier, ok, sunt de acord cu tine, dar dacă eu am fost chinuit prin ligile a doua și pe locurile 7-8 și copiii ăștia, dacă poți, n-au voie să aibă și niște performanțe? Adică dacă tot poți, mă, ok, nu se poate, nu se poate. Ai văzut, când am fost la Liga 4 și a trebuit să fim alături 2, am fost. La Liga 3 am fost, la Liga 2 am fost, i-am înțeles, i-am susținut. Da, este într-adevăr momentul Rapidului. Da, pentru că ăsta e Rapidul din Giulești. Iubește așa să nebunești. Dragi rapidiști, aceasta a fost prima ediție din emisiunea Sus pe Gard cu bombardierii din Vitan, actualmente bombardierii, cu Petre de la Moară, bunul meu prieten de ani de zile. Vor urma și alte emisiuni de acest gen. Hai Rapid!